Proiectul pentru crearea unui nou drum între Iași și Ciurea, care trece prin Hlincea, avansează considerabil. Această legătură rutieră este gândită să asigure o conexiune mai directă și mai eficientă între municipiul Iași și comuna Ciurea, oferind o alternativă viabilă la rutele existente, care sunt adesea aglomerate. Este obligatoriu nevoie de o nouă legătură pentru zona Hlincea. Practic, viitorul drum va face legătură cu comuna Ciurea și cu siguranță va descongestiona traficul în zonă, fiind și o alternativă pentru acces în zona respectivă a orașului. Practic, proiectul viitoare străzi face parte dintr-un pachet de mai multe artere stradale din municipiul Iași, pentru care s-a semnat deja contractul de proiectare. Drumul nou propus va începe din șoseaua Iași-Hlincea, va trece pe lângă mănăstirea Hlincea și va avea o lungime totală de 640 de metri până la limita cu comuna Ciurea. Din cei 640 de metri, primii 500 sunt deja asfaltați. Proiectul prevede modernizarea completă a acestui drum, inclusiv lărgirea părții carosabile, crearea de trotuare și piste de biciclete, asigurarea scurgerii apelor pluviale și consolidarea versanților. Proiectul se află în prezent în faza de studii de teren și obținerea avizelor necesare, cu termenul de finalizare a contractului stabilit pentru 15 noiembrie.